Bună seara, bine v-am găsit la Business Woman. În această seară vom vorbi cu o doamnă care, plină de curaj, s-a apucat încă din facultate de afaceri. Dacă i-a fost greu, dacă i-a fost ușor, sau mai degrabă, unde i-a fost greu și unde i-a fost ușor. Are să ne spună în această seară și am să încerc să mai fac ceva. Am să încerc să o folosesc pe post de mentor pentru cei care acum sunt studenți sau care sunt în situația în care încă învață. O folosesc ca mentor pentru dumneavoastră, cei care încă învățați, pentru că este un foarte bun exemplu al celui care cu curaj și cu pasiune a pornit ceva ce i-a plăcut. Nu știa dacă o să câștige bani, nu știa dacă o să fie o afacere până la urmă sau nu, dar dați-mi voie pentru dumneavoastră în această seară să vă spună întreaga poveste, Mădălina Ciornohuz. Am zis bine? Ai zis bine, bună seara! Bună Pare seara, bine să fiu aici. Bună seara, Mădălina, sunt tare încântată că ai venit. Mi-am scris numele mare, nu de alta, dar este important ca oamenii să se simtă bine și să nu-i faci, să-i complexezi de la început spunându-le numele greșit, așadar trebuie să ne spui. Emisiunea, ai văzut, se numește Afaceri din studenție. Da. Și această situație se întâmplă nu deosebit de des, pentru că studenții n-au nici, probabil nici suportul financiar, dar nici curajul de a începe lucruri la care visează sau pe care și le-ar dori. Dar până ajungem să vorbim despre business efectiv, trebuie să ne spun oamenilor cine este Mădălina Ciornohuz și cum a ajuns ea să facă ce face acum. În primul rând, Cristina, îți mulțumesc pentru introducerea foarte, foarte frumoasă, care, sincer, m-a emoționat puțin, dar nimic din ce ai spus nu este adevărat. Nu este adevărat nimic? Ce am vrut să spun este că ai perfectă dreptate în ceea ce ai spus, pentru că pasiunea mea pentru limbile străine vine de când eram mică. Am avut ureche muzicală, am deprins foarte, foarte rapid orice venea din spațiul limbilor străine, motiv pentru care am ales să studiez, bineînțeles, limbi străine. Am venit la Universitatea din București pentru a studia acest lucru. Și de unde ai venit? Eu vin din Botoșan, din nordul Moldovei. Așa. Și am plecat așa frumos la cu curaj kilometri. Ai plecat de acasă. Cu mare curaj, adică toată lumea mi-a spus, cum adică, da, știi, ai facultate aici la Iași aproape, da, ok, eu vreau altceva, mi-am dorit întotdeauna să fac o diferență și să simt diferențe în viața mea, motiv pentru care am venit în București și întâmplarea face că, și o să râzi, efectiv, prima traducere pe care am făcut-o vreodată, pentru că, ok, știam să comunic foarte bine în limba engleză, prima traducere, efectiv, mi-a fost pusă în brațe, la modul că un prieten, la momentul respectiv, a venit și mi-a adus 3 manuale de arhitectură, el fiind arhitect, și îmi spune, fă-mi-le și mie în limba română. Și zic, măi, da, știi că eu, ok, știu foarte bine limbi străine, dar nu la modul să traduc ceva pe arhitectură. Las că te descurci tu. Ce limbi alesese? Engleză? Eu sunt pe engleză și franceză. Și uite, așa am petrecut vreo 3-4 luni traducând manualele lui, făcând un research extrem de riguros, în așa fel încât am văzut că îmi place să fac activitatea asta și am continuat să o fac. Cum spuneam, am început încă din primul an de facultate, în așa fel încât când terminam facultatea, deja aveam 2-3 colaborări cu niște companii sau cu persoane pentru care traduceam și am început de la contracte. Asta înseamnă că erau constante, în sensul care ai mers către ei, ați colaborat o singură dată și după aceea s-au păstrat relațiile. Asta este un mare act de curaj, știi? Să ajungi din primul an de facultate să te duci și să spui vreau să fiu, cred că interpret sau traducător, că și aici ar trebui să ne povestești care este diferența dintre Sigur cele da. Două, pentru că s-ar putea ca unii dintre noi să le confunde și sau să nu le folosească neapărat cu sensul potrivit. Sigur că da, ajungem și acolo. Sigur, aveam deja niște colaborări constante, motiv pentru care atunci când am terminat facultatea, am luat și autorizația de traducător de la Ministerul de Justiție și am început să dezvolt colaborările pe care le aveam cu companii de traduceri. Te opresc aici. Sigur că da. Trebuie să-mi spui cum se face asta. Deci termin limbi străine și după aceea, ca să poți să devii traducător autorizat, trebuie să dai un examen la minister sau cum se întâmplă? Trebuie să dai examen la Ministerul de Justiție și în urma acestui examen și a unui dosar extrem de riguros pe care îl depui la minister, obții autorizația de traducător, care pentru cine
frecventează acest domeniu, pentru cine muncește efectiv și are o carieră în domeniu, este ceva extrem de sfânt. Mă întrebai mai devreme de diferența dintre traducător și interpret. Ei bine, traducătorul este cel care face traducerile scrise, iar interpretul este cel pe care îl vezi la evenimente și traduce oral ceea ce speakerul de pe scenă are de spus. Asta e diferența majoră, că sigur, detaliile sunt foarte, foarte multe. Revenind la primii ani, am lucrat ca freelancer, în special după ce mi-am dobândit autorizația, până undeva prin 2014, început de 2015. Și vreau să spun că în 2014 am făcut activitatea în paralel cu un job la o companie de traduceri, unde pe lângă experiența pe care o acumulasem deja ca freelancer, am luat contact cu clienții unei companii și am început să învăț care sunt nevoile lor și cum poți să răspunzi cât mai bine la acele nevoi. Sigur că am învățat lucruri bune, poate am văzut alte practici care poate nu mi-au plăcut, însă după ce am încheiat acea experiență, am ajuns în punctul în care, ok, și acum ce fac în continuare? Fac în continuare freelancing ca traducător sau fac o schimbare? Și atunci, mânată de partenerul meu de viață, am decis să deschidem o companie de traduceri, în care, sincer, credeam în ea, dar nu credeam că o să ajungem într-un punct în care să dezvoltăm atât de mult acest business și să ia amploare și să devină ceea ce este astăzi pentru noi. La un moment dat mi-ai zis că am văzut sau am sesizat câteva practici care nu erau ceea ce trebuie sau într-o companie, da, în care ai lucrat. Cu alte cuvinte, te-ai folosit puțin de expertiza pe care ai acumulat-o acolo și care sunt lucrurile, de exemplu, de care au oamenii nevoie din partea unui traducător. Primul lucru și cel mai important pentru client este să primească o traducere de calitate. Și când spun traducere de calitate, mă refer la utilizarea termenilor potriviți pentru domeniul din care face parte documentul. De exemplu, una este să fii specializat pe domeniul medical și să faci traduceri potrivite pe domeniu și alta este să fii specializat pe tehnic. Sunt lucruri total diferite și atunci când clientul lansează o comandă, să spunem un manual tehnic, este foarte important pentru client să primească traducerea cu respectarea terminologiei de specialitate. Că tot spuneai de practici care nu mi-au plăcut neapărat, sau mă rog, nu mi-au plăcut. Ai descoperit că pot să fie îmbunătățite. Exact. Țin să menționez atenția care se pune asupra clientului. Nevoia clientului este cea care trebuie îndeplinită și n-am pus niciodată preț pe client după client după client să vină, să se rezolve nevoia și așa mai departe și ok, următorul, am încasat factura și asta a fost. Am înțeles, deci cantitatea sau numărul de clienți era... Asta ținea și de faptul că probabil erai la începutul activității. Cu câți oameni ați început? Compania propriu-zisă pe care am început-o noi, am început-o în 3 oameni. Eu, partenerul de business și un angajat, pentru că atât ne permitea la momentul respectiv, având în vedere că am căutat să avem și un sediu ultracentral și cumva bugetul nostru de început s-a îndreptat destul de mult către un spațiu, probabil. Un spațiu care să ne placă, să fie accesibil, să fie destul de mare ca și întindere și să fie, desigur, foarte ușor de accesat. Am avut un buget de început, sigur. Cum ți-ai recrutat primul om? Poftim? Cum ți-ai recrutat primul om? Printr-o cunoștință. A fost destul de simplu la început, pentru că noi spuneam că vrem să deschidem o companie, întâmplarea a făcut să întâlnim pe cineva care își căuta un job și am zis, ok, hai să încercăm să lucrăm împreună. Colaborarea a durat o vreme până când ne-am dat seama că ne doream lucruri diferite, noi versus angajatul respectiv, și atunci am căutat alți oameni. Experiența de-a lungul anilor a avut ups and downs foarte multe în ceea ce privește personalul pe care l-am recrutat. Mă refer la oamenii din birou, nu neapărat la traducători, pentru că asta este o altă poveste. Deci înțeleg că voi aveți două echipe mari, nu? Adică aveți oamenii de office, exact, care sunt cei care vin la muncă în fiecare zi și probabil traduc documentele pe care le au de tradus, și echipa de traducători colaboratori de diferite limbi pe care o aveți probabil pentru... Echipele sunt în felul următor. Cei din birou, de fapt altfel,
nu avem traducători în birou, efectiv. Eu sunt singurul traducător din companie care, ce crezi, nici măcar nu mai activează, pentru că eu mă ocup alături de colegii mei de dezvoltare a business-ului, pentru că partea de traducere am făcut-o, din când în când mai fac o traducere rapidă ca să, știi, nu-ți pierzi exercițiul. Dar, sigur, cea mai mare parte a resurselor cu care lucrăm sunt traducători autorizați. Avem undeva la 800 de traducători în portofoliu, sigur, cu care am început colaborări de-a lungul timpului, pentru că știm cât de important este să avem resursele necesare pentru a deservi cele mai variate nevoi ale clienților, pentru că sunt extrem de variante. Vreau, îți pun astfel de întrebări pentru că vreau într-un fel sau altul să înțeleg exact structura pe care ați dezvoltat-o, pentru că așa cum am spus și telespectatorilor, mi-ar plăcea să pot să le ofer niște informații care să-i ajute la un moment dat, nu neapărat să dezvolte o firmă de traduceri ca tine, ci să preia din această experiență a ta câteva lucruri iscusite pe care voi le-ați făcut și cu partenerul tău, pentru că voi ați avut și o creștere și organică serioasă și sănătoasă și destul de rapidă. Și atunci, încercând să preia din modelul tău, de-aia tot încerc să găsesc structurile. Bun, ai avut un singur angajat, după care ai început să cauți probabil colaboratori de limbi diferite, nu? Da. Bănuiesc că în continuare în România, engleză și franceză, probabil și germană, sunt cele trei limbi străine cu care jonglați mult. Sunt curioasă, care e următoarea? Care este următoarea? Limbă. Engleză, franceză? Italiană, spaniolă, iar cam asta este top 5. Vorbim de engleză, după aia vine germana din urmă, franceză, italiană și spaniolă. Astea deci sunt mai degrabă 5. Germană decât franceză. Da, mai degrabă germana. Să știi că și eu am avut surpriza asta, pentru că atunci când am pornit compania, aveam așteptarea că după engleză să fie așa un val mare de cerere pe limba franceză, însă se pare că relațiile economice pe care oamenii de business din România iau se focusează foarte mult pe partenerii din Germania. Am înțeles. Preponderență. Bine, Germania, Austria vorbește germană, Elveția vorbește germană. Exact. Probabil olandeza. Cu olandeza e mai complicat. Apropo, cum e cu limbile exotice? Mă rog, vorbim despre limbi exotice de genul limbilor care sunt și complicate, sunt rare. Întâmplarea face că cererea nu este extrem de ridicată, cum este pentru top 5 limbi. Cu toate acestea, există nevoie și atunci când există, avem avantajul de a lucra cu oameni foarte, foarte bine școliți, foarte educați pe limba respectivă și care o folosesc poate uneori la nivel de nativ. Pentru că atunci când vine o nevoie, indiferent că vorbim de documente simple, pentru că, nu știu, cineva să se ducă să studieze în China, dau un exemplu, sau are nevoie să traducă un contract sau avize de însoțire a mărfii și așa mai departe, știm că ne putem baza pe traducători specializați și serioși, în așa fel încât nevoia clientului să fie îndeplinită. Să primească în cele din urmă un rezultat de calitate. Mă întrebai puțin mai devreme, că am rămas la ideea respectivă, cum aș putea fi o motivație pentru cei la început de drum, și nu mă refer la antreprenori, ci mă refer la cei care sunt la facultate, de exemplu. Dintre cei pe care știu eu din promoția mea, aș putea număra pe degetele de la mâini câți m-au mers pe direcția limbilor străine, pentru că majoritatea s-au dus prin corporații, chiar cele mai bune prietele mele din facultate sunt corporatiste. Sunt foarte puțini oameni care merg pe direcția asta și principalul sfat pe care aș putea să-l dau este să se axeze, să se gândească foarte bine ce le place să studieze și ce le-ar place să facă pe viitor. Pentru că am auzit foarte mulți oameni de-a lungul timpului care au studiat un lucru, dar ceea ce fac în viața reală nu se aseamănă absolut deloc, chiar într-un interviu de-al tău am văzut lucrul ăsta. Și oamenii trebuie să se axeze foarte bine pe ceea ce le place. Pentru că dacă oamenii fac ceea ce le place, cum facem noi, lucrurile se simplifică foarte mult pentru ei, în așa fel încât nu mai devine muncă, devine ceva ce faci cu pasiune. Și nu e greu, probabil. Adică nu este greu. Odată ce îți găsești motivația, este foarte ușor. Bun, ați început să vă căutați oameni și echipă.
Să zicem că îi descoperați. Probabil sunt în lumea traducătorilor, cei buni probabil se cunosc și ajung să se recomande unii pe alții, mai ales pentru cei cu limbile speciale. Nu știu, bănesc că nu sunt foarte mulți vorbitori de finlandeză sau turcă sau... Nu, nu sunt. Mă rog, vorbim despre limbile europene, dar dar aminte de alte, de alte limbi. Ți-ai găsit traducători. Cum a fost cu clienții? Pentru că am citit la un moment dat că marea frică nu a fi să-ți găsești colaboratori în ceea ce vrei să faci, ci marea frică este că nu ai destui clienți care să-ți poată duce aceste cheltuieli. Situația colaboratorilor am rezolvat-o în timp și mereu am căutat resursele potrivite pentru diversele domenii pe care doream noi să le acoperim. Cu clienții sigur că este altă poveste, pentru că dacă astăzi sunt un om care se duce la evenimente, vorbește în fața oamenilor, are întâlniri cu oameni complet noi și se simte în largul ei, e bine, pe atunci, în 2015, când am înființat compania, eram o persoană introvertită care avea o teamă interioară de a aborda clientul efectiv. Cu toate acestea, nu aveam cum să menținem un business fără să mergem către clienți, motiv pentru care mi-am făcut curaj și am început încetul cu încetul să apelez la contactele mele calde, apoi la contactele calde ale acestora, în așa fel încât în timp, la 2-3 luni după ce am deschis compania, începusem să am întâlniri cu tot felul de persoane, de la tot felul de companii, unele mici, altele chiar mai mari. Primisem niște recomandări la companii cu care lucrăm și acum, de la companii mari din România. Și asta m-a adus și la evenimente de networking, unde am avut oportunitatea, în primul rând, de a depăși teama de a vorbi în public, dar am avut oportunitatea să cunosc foarte mulți oameni de business, oameni cu povești incredibile, de la care am învățat foarte, foarte, foarte multe. Încetul cu încetul, client după client, la terminarea primului an de business, am văzut că se poate. Se poate dacă ai voință, dacă îți urmărești întotdeauna motivația și dacă, sigur, muncești în fiecare zi pentru obiectivul ăsta. Spune-mi, te rog frumos, atunci când ați început afacerea, ați avut în gând o sumă clară pentru investiție sau ați pornit cu un plan de afacere? Aș vrea să știu din culise cum v-ați gândit să faceți o afacere, pentru că și astea sunt informații care îi pot ajuta. De cursul emisiunilor am primit tot felul de răspunsuri vis-a-vis de cum a fost începută afacerea femeii de afaceri cu care stau de vorbă și sunt tare curioasă. Sigur că a existat un plan de afaceri, l-am făcut împreună cu partenerul meu și planul de afaceri viza, bineînțeles, cheltuielile de început, precum și ce doream noi să facem în materie de cifre, venituri, dar și ce previzionam noi ca și cheltuieli pentru următorii 3 ani. Pentru mine, la momentul respectiv, părea ceva destul de străin de realitatea pe care eu o percepeam. Cu toate acestea, abia mai târziu mi s-a demonstrat că a avut dreptate în cifrele pe care el mi le-a propus și pe care le-am agreat împreună și s-au potrivit cu realitatea. Investiția inițială s-a ridicat la aproximativ 10.000 de euro. Cea mare parte din sumă a mers către sediu, chiria anticipată pe câteva luni, mobilier pe care l-am adus în sediu și multe alte servicii pe care le-am contractat la început de drum. Când a venit primul client? Serios. Primul client serios a venit chiar în prima lună de activitate, nu mai știu să spun exact, cred că undeva la o săptămână, două după. Asta pentru că în activitatea mea, din background, erau persoane cu care am ținut contactul și care știau de planurile noastre de a deschide o companie. Chiar cu două luni înainte să avem prima zi oficială, care a fost pe 1 aprilie, aveam pe cineva care mă suna și: hai, când îți deschizi compania, că uite, eu aș avea să-ți dau de lucru, dar nu-ți mai deschizi odată. Ei, mai ai puțină răbdare că ajungem și acolo. Și uite, e frumos așa, să ai clienți care să tragă de tine să-ți deschizi business-ul. Să știi că a fost foarte motivant lucrul ăsta, pentru că una este să te gândești că pornești la drum și ok, eu ce fac, de unde stai să-ți deschide cineva ușa, e complicat. Sigur că da, și alta e să știi că ai niște oameni care așteaptă să faci primul pas și te ping așa puțin de la spate ca să ajungi în punctul în care să efectiv să-i furnizezi niște servicii. Am ajuns la servicii și chiar în acest punct voiam să te aduc.
Care este diferența sau care sunt lucrurile care pe voi, ca traducători, ca echipă care oferă servicii de traducere, vă face diferit sau care sunt elementele de performanță cu care tipul acesta de business se identifică? Testând mai multe lucruri de-a lungul timpului în ceea ce privește serviciile de traducere și interpretarea pe care le-am oferit, am ajuns la concluzia că întotdeauna trebuie să fim foarte atenți la modul în care evaluăm nevoia clientului. Pentru că în spatele unui mesaj prin care clientul spune că are nevoie de documentul respectiv sau are nevoie de interpret pentru un eveniment, trebuie să înțelegi tot contextul, cum îi va folosi, în ce timp îi va folosi și, foarte, foarte important, ce serviciu îi se potrivește. Ce vreau să spun prin asta este că am dezvoltat 3 pachete de servicii în funcție de tipul de document sau de nevoia clientului. Primul pachet este cel basic, l-am numit noi, pentru documente simple, acte de studii, documente de identitate și mai departe, care se realizează cu un traducător. Apoi avem pachetul standard, care înseamnă o traducere cu proofreading adițional. Ce înseamnă asta? Că vine un al doilea traducător care face un cross-checking al traducerii din punct de vedere al terminologiei, în special dacă vorbim de tehnic medical sau alte domenii mai nișate. Și în ultimul rând, pachetul native, care se potrivește pentru cărți, pentru reviste, pentru brevete de invenție, de exemplu, unde proofreader-ul, adică revizorul care verifică traducerea, este nativ și adaptează limbajul la nivelul, sau nu neapărat la nivelul, dar adaptează la limbajul celor care urmează să citească documentul, în așa fel încât să nu sune ca o traducere, ci ca un text scris natural de un nativ. Mi se pare foarte interesantă abordarea voastră, respectiv v-ați dus voi cu propuneri de ce s-ar putea potrivi cuiva decât să vă ceară el, și asta mi se pare un mare ajutor și cred că și strategic este interesant pentru dezvoltarea unei afaceri să te duci tu către client cu ce anticipezi tu că ar putea să satisfacă nevoile lui, pentru că se întâmplă de foarte multe ori ca în afaceri clienții să nu știe ce să ceară. Este foarte adevărat ce spui. Sau să nu știe exact de ceea ce au nevoie. Și în momentul în care face această etapă, are loc această etapă de research și de documentare, faptul că puneți foarte mare accent tocmai pe nevoia clientului înainte ca el să o verbalizeze, iar voi adaptați ulterior dacă aveți nevoie și o și îmbunătățiți și îl ascultați și după aceea faceți încă o altă propunere, mi se pare foarte interesant, pentru că, așa cum am zis, nu au întotdeauna idee despre ceea ce vor. Nici măcar nu știu că ați putea să faceți, de exemplu, acest lucru, știi? Mie, de exemplu, mi se pare deosebit de interesant ca cineva, mai ales ca un outsider al afacerii voastre, să ai totuși un nativ care să citească invers, să citească din limba, sau să înțeleagă și limba română și limba străină respectivă foarte bine și să reușească să facă această traducere. Ai fost și traducător și interpret. Ce-i mai greu? Ce-i mai greu? E mai greu să fii traducător sau e mai greu să fii interpret? Depinde de personalitatea fiecăruia. Știu oameni extrem, extrem de bine specializați și sunt adevărat profesioniști pe partea de interpretariat. Sunt sigură că ai văzut la evenimente cum stau interpreții în cabină și traduc real, în timp real, adică ce spune speakerul pe scenă, în așa fel încât cei din public să asculte în limba în care ei au nevoie să audă discursul. Asta necesită un nivel de concentrare și o bogăție a vocabularului foarte mare, pentru că trebuie să ai abilitatea de a te adapta în orice moment. Dacă speakerul folosește un termen pe care poate nu vine în momentul ăla imediat, trebuie să te adaptezi, să găsești un sinonim, să duci fraza până la capăt și tot discursul, în așa fel încât oamenii din audiență să pară că asta aude de la speaker în mod natural. În egală măsură, și traducerea este o activitate provocatoare, asta pentru că dacă te specializezi foarte bine pe un domeniu, să spunem medical, trebuie să fii la curent cu terminologia, trebuie să fii la curent cu segmentul din care face parte documentul, pentru că una este, anatomia ochiului și alta este neurochirurgia. Sunt lucruri diferite și trebuie să fii în permanență la curent. N-aș putea spune că una din ele este mai grea, pentru că totul depinde de abilitățile omului. La un moment dat, cred că este teribil,
ce pentru mine interpreții, de exemplu, sunt senzaționali. În etichetă și protocol, noi lucrăm ca profesioniști și oameni de protocol, noi lucrăm foarte des cu interpreți și cred că interpreții sunt prea puțin valorizați. Se mai întâmplă ceva și nu știu, trebuie să-mi confirm sau să-i infirmi acest lucru, se întâmplă ceva în schimb nedrept cu interpreții la evenimente. Interpreții la evenimente nu sunt priviți ca oaspeți. Și asta mi se pare nedrept. S-au întâmplat să existe evenimente la care să merg și să fie uitat săracul interpretul în cabina lui de interpretare, nu-i aducea omului un pahar de apă, o cafea, nu făcea o pauză, că ce să vezi, oamenii au de gând să vorbească și în timpul în care mănâncă și au nevoie de interpret și tu mănânci și îți faci afaceri și mănânci și după aceea iar te apuci de afaceri și uiți de faptul că în stânga, în dreapta sau în spatele tău este un interpret și el om. Și are la fel de mare nevoie și atenție. Și trebuie să-mi spui, dacă tu, ca interpret prezent în diferite evenimente, ai simțit acest lucru. Am simțit, și atât eu cât și oamenii cu care am lucrat am simțit acest lucru, deși eu partea de interpretare am făcut-o destul de puțin, pentru că atunci când eram freelancer mă exprimam mult mai bine în scris. Cu toate astea am sprijinit multe evenimente cu interpreți, dar și cu echipamentele tehnice necesare și sigur că ne-am lovit de aceleași situații, care însă consider că se remediază foarte simplu, cu o simplă discuție, ori din capul locului, ori pe parcursul evenimentului cu cei care l-au organizat. În egală măsură să știi că și interpreții au luat destul de multă atitudine într-o direcție pozitivă, tocmai din acest motiv, în așa fel încât modul în care abordează o astfel de situație sau modul în care își impun punctul de vedere la locul de muncă, pentru că este un loc de muncă pentru ei, a început să mai facă diferența. E adevărat că nu prea am mai avut evenimente datorită pandemiei, dar înainte de pandemie am sprijinit foarte multe evenimente și întotdeauna am căutat să trimitem oameni care pot să-și pună punctul de vedere într-un mod profesionist, în așa fel încât să le fie apreciată munca la adevărata ei valoare. Da, cred că interpreții merită această atenție, cel puțin în ceea ce mă privește am încercat întotdeauna să-i consider la fel de oaspeți ca pe oaspeții care, de care trebuie să ai grijă în evenimentele pe care, sunt sigură pe că care îi organizezi, și în continuare. Da, pe care le organizezi. Vorbiți-i la un moment dat și aici vreau să ne oprim puțin, pentru că din punct de vedere strategic al dezvoltării unei afaceri, cred că este deosebit de important ce fel de networking ai. Ok, ai o mini investiție inițială, te apuci să faci dezvoltare de echipă, îți găsești și un sediu, faci și ceva vânzări, apar primii bani. La un moment dat o să ai nevoie de creștere. Și am văzut o imagine interesantă, chiar asta, cu tine. Și am văzut în spate BNI, care este un club al oamenilor de afaceri de networking, și aș vrea să-mi povestești puțin despre care a fost diferența pe care networkingul în cluburi de afaceri și networkingul organizat l-a făcut pentru tine și care este diferența care networkingul organizat o poate face pentru oricine, tânăr sau mai puțin tânăr, în dezvoltarea unei afaceri. Networkingul acționează pe două segmente. În primul rând, personal, pentru mine, a contat foarte mult să ies din zona de confort și să pot să vorbesc în fața unei săli pline de oameni, să vorbesc despre mine și despre business-ul meu într-un mod coerent, în așa fel încât să nu se vadă emoțiile din spate și să atrage atenția și interesul oamenilor. Sigur că lucrul ăsta s-a întâmplat pe parcurs, pentru că am participat, până să devin un membru al unei comunități de networking, am participat la mai multe întâlniri care m-au format în această direcție. Sigur că emoțiile n-au dispărut în momentul în care am devenit membru, pentru că ele au continuat și am căutat întotdeauna să-mi adaptez abordarea și speech-ul în funcție de oamenii care se află în sală. Dacă e să trecem pe partea de business, m-a ajutat într-o foarte mare măsură, tocmai pentru că ne-a generat vizibilitate și odată cu asta credibilitate, tocmai pentru că oamenii văd că ai un business serios, un business care își dorește să crească și pe care te poți baza atunci când ai nevoie. În egală măsură mi-am oferit ajutorul și am oferit referințe celor din comunitate atunci când au avut nevoie și știi, ajutorul ăsta vine
de multe ori fără să-l cer, pentru că, ok, oamenii din jurul tău deja știu că tu cauți preferințe în anumite domenii, să spunem. Însă, în momentul în care am venit eu cu ajutor față de colegii mei din grup, să știi că rezultatele au venit uneori fără să mă aștept sau de unde nu mă așteptam. Mi s-a întâmplat să primesc referințe către niște clienți care au venit cu niște proiecte extraordinar de interesante și care avem colaborări recurente. Și ce pot să spun pentru cei care nu frecventează o comunitate de networking este că odată ce vizitezi sau te alături unei comunități, în primul rând îți crește imaginea, sigur, direct proporțional cu credibilitatea pe care o arăți, dar cresc șansele de a avea o dezvoltare frumoasă și naturală a business-ului. Știi ce am mai descoperit în momentul în care devii membru al unei, unei asociații profesionale sau unei asociații, al unui club de business sau al unui club de afaceri? Te organizează foarte bine. Prezența în fața unor oameni și modul în care trebuie să îți organizezi speech-ul și discursul, informațiile pe care trebuie să le livrezi, te organizează pe tine, îți organizează ție personal informația în minte și în același timp te ajută să-ți organizezi business-ul, pentru că în momentul în care tu îl prezinți, ajungi la un moment dat să vezi că sunt niște sincope undeva, știi? Și atunci, dacă simți că este o lipsă, chiar în organizarea speech-ului pentru prezentarea la un eveniment de networking, ajunge să te ajute să-ți clarifici niște lucruri. Dacă ar trebui să spui acum 5 lucruri importante pe care nu ai voie să nu le faci, ce este cel mai important să faci într-un networking? Într-un networking, într-o ședință de networking. În primul rând să fii prezent. În al doilea rând să fii foarte clar și concis cu privire la provocările pe care le ai, să fii foarte, foarte clar cu privire la ceea ce ai nevoie din partea comunității, să fii dispus adică să chiar ajungi. Adică chiar să ajungi să soliciți referințe din partea lor. Sigur, cuvânt da. Cu cuvânt. Sunt aici pentru că am nevoie de... Exact pentru așa. Că ăsta este un moment foarte interesant. Fiind și om de comunicare, am trecut și am studiat diferite etape ale acestui proces de networking și oamenii ajung la un moment dat să facă o prezentare a afacerii în față și după care de emoție să nu mai ajungă să puncteze de fapt obiectivul pentru care au ajuns acolo. Și punctarea obiectivului, iată, într-o sesiune de networking este deosebit de important. Pentru că până la urmă tu spui, verbalizezi nevoia pe care o ai și merge către oamenii pe care i-ai întâlnit. La un moment dat unii se pot gândi la altceva, dar dacă tu nu ajungi să verbalizezi, nu mai ajunge cererea direct în urechile lor. Am fost și sunt și în poziția de președinte al grupului din care fac parte și tocmai pentru că există această emoție și poate uneori nu se încadrează în timp a unor oameni care ne vizitează și uită să mai ceară referințe sau uită să puncteze ceva foarte important, de regulă, la finalul speech-ului lor, le reamintesc, ok, cu ce te putem ajuta? Nu uita să ne lași detaliile, nu uita să faci asta. Tocmai pentru că omul se grăbește să spună cât mai multe informații și de multe ori sigur că omite poate ce e cel mai important. Am zis că zicem top 5, să știi că am rămas la 2. Am avut 1, top 1 să fii prezent. Să fii prezent. 2, să soliciți referințe, adică să soliciți, să spui, să verbalizezi în mod clar ceea ce ai nevoie din partea comunității. Numărul 3 ar fi să prezinți foarte clar, să fie clar pentru toată lumea ceea ce faci. Pentru că am întâlnit de-a lungul timpului oamenii care au venit să se prezinte și nu ți era foarte clar cu ce se ocupă. Ok, dar mai concret ce faci, mai simplu, spune-mi exact ce faci. Deci să fie foarte clar în prezentare. Respectiv în prezentarea serviciilor business-ului lui, exact. Serviciilor pe care le oferă business-ul sau pur și simplu a produselor pe care le livrează, că până la urmă într-un astfel de eveniment se întâmplă să întâlnești tot felul de parteneri. Exact. Apoi aș putea să punctez pe faptul că trebuie să fii extrem de onest în ceea ce spui și asta creează credibilitatea.
Și în cele din urmă, odată ce ești credibil în ochii oamenilor, vor veni către tine și vor avea o altă încredere să te recomande către un client al lor. Pentru că știi și tu că o referință cântărește extraordinar de mult și contează atât de mult ca persoana care primește referința să fie, să își îndeplinească obiectivele față de referința respectivă, pentru că e în joc și persoana care a făcut referința și persoana care o primește. Toate acestea sunt importante, de aceea credibilitatea este extraordinar de importantă. Am zis că te folosesc ca mentor, să știi că nu trec peste acest lucru, pentru că mie networking-ul mi se pare unul dintre elementele de strategice de comunicare deosebit de important pentru o afacere și chiar vreau să punctez acest lucru. Ce altceva ar mai face Mădălina Ciornohus cu referințele și cu informațiile pe care le-ar primi? Cum te-ai descurca cu ele? Ce ai face după ce ai face o prezentare de networking în evenimentul respectiv, după care ai primit 20 de referințe? Ți-au oferit cei care au participat acolo? Apropo, cam câte referințe primești la fiecare întâlnire de afaceri? Mai degrabă aș spune câte referințe primește un invitat la genul ăsta de eveniment, pentru că eu, cunoscându-mă cu colegii mei foarte bine, ei știu în orice moment ceea ce eu caut și în orice caz, dacă vin cu ceva nou, voi avea grijă să-i anunț. Așa, un nou participant într-un astfel de întâlnire. Un nou participant ar putea să primească, dacă sigur, este foarte clar și concis de ce are nevoie, ar putea să primească o medie de 5 referințe calificate sau, ok, hai să discutăm după întâlnire, să vedem exact ce ai nevoie, că poate știu pe cineva către care să te recomand. Nu este obligatoriu ca referințele să vină imediat, pentru că trebuie să înceapă să se clădească relația de încredere, în așa fel încât să se genereze o referință. Contează ca cel care îți oferă referința să dea un telefon înainte? Sigur că da. Contează foarte, foarte mult, pentru că este bine ca persoana să știe de ce este contactată, cine o contactează, bineînțeles, de la cine are referința și așa mai departe. Bun, te-am folosit destul în zona, în zona de networking. Revenim la traduceri. Sigur. Pentru că aș vrea să-mi povestești puțin despre cum construiți afacerea. Sunt și clienți acum. Bănuiesc că ați trecut de mult de break-even, de investiție și de toate celelalte. Din primul an, da. Sunteți pe profit. A dat pandemia peste voi, cum a dat peste toată lumea. Încercăm, știi că am încercat să trec peste povestea asta, pentru că oamenii deja s-au plictisit să fie să iasă din afara afacerii, să se afle în afara lor, și atunci nu-i mai întreb ce a făcut pandemia. A făcut ce a făcut. Asta e, a făcut, s-a încheiat și acum trebuie să ne gândim înainte cum stau lucrurile. Cum dezvolți o afacere de traduceri? În ce direcție ar trebui să se dezvolte afacerea voastră în acest moment? Cum o vezi? Deci este pe profit, are clienții ei, probabil o să înceapă să vină și cererile, bănuiesc că ați avut și cereri în pandemie, o să treia evenimentele. Cum faceți să creșteți un business de traduceri? Aș dori să mă raportez la ultimii 2 ani, când am luat lucrurile mai în serios. Și ce vreau să spun prin asta este că am analizat, am făcut 2-3 pași în afara cercului nostru și am analizat foarte bine activitatea, în așa fel încât să vedem, ok, care sunt pașii următori care să ne asigure o creștere și să nu stagnăm. Am făcut multe teste, am încercat multe strategii pentru a vedea ce funcționează mai bine. Realitatea a fost că, ok, ai zis că nu ne legăm de pandemie, dar trebuie să fac, pentru că schimbarea foarte, foarte importantă la noi s-a produs fix în pandemie, când ne-am dat seama că nu putem să mai folosim toate resursele din birou, adică 6 oameni la momentul respectiv, eram în companie și nu puteam să-i folosim la nivelul de cerere care era la momentul respectiv, sigur, mult mai scăzut decât înaintea stării de urgență. Motiv pentru care, ok, hai să ne gândim fiecare la ce este bun. În așa fel încât o parte dintre noi a mers pe partea de vânzare. Eu și cu o colegă asigurăm partea de vânzare și nimic altceva. Ceilalți colegi, care și ei făceau vânzare și tot procesul înainte, au mers pe partea de operațional și recrutare. Ce înseamnă? Recrutare către traducători, ca să deservim cât mai multe domenii și nevoi pe care le primim. Și partea asta operațională se referă la faptul că atunci când preluăm o solicitare și o convertim în comandă,
pleacă către colegii noștri în așa fel încât ei să se ocupe de procesul de traducere. Ce înseamnă asta? Ei dau la traducători, urmăresc desfășurarea proiectului, primesc traducerea înapoi, se asigură că totul este în regulă și apoi fac livrarea către client. Deci pentru voi pandemia a fost un motor de operaționalizare și eficientizare de fapt a proceselor de la voi din firmă, care probabil nu ar fi venit în alte contexte, că așa cum știm, ești băgat în afacere și financiar, și cu resurse umane, și cu dezvoltare, și cu relații publice, și cu comunicare, și cu una și cu alta. Și uiți că la un moment dat, din dorința de a face lucrurile să meargă, uiți că ele trebuie să meargă pe termen lung. Și atunci pierzi din vedere planurile pe care trebuie să le faci pe termen lung. Și asta mi se pare foarte interesant. Că ați folosit pandemia pentru operaționalizarea fluxurilor de activități pe care trebuie să le faceți în firmă. Puteam foarte bine să intrăm în panică și să ne așteptăm la un eșec. Nu o să-ți ascund că în primele zile ale stării de urgență, când parcă devenea o realitate așa ciudată în care nu ne regăseam niciunul dintre noi, am fost ușor descurajați, însă, ok, am făcut, sigur, că am lucrat de acasă o perioadă și făceam meeting-uri în fiecare dimineață cu colegii toți, fiecare de acasă frumușel. Băi, ce facem să aducem lucrurile într-un ritm normal? Și tot discutând și făcând brainstorming, ne-am dat seama că putem să transformăm această perioadă într-un avantaj pentru noi. Sigur, avantaj poate nu e cel mai bun cuvânt pe care îl folosesc, dar să găsim modalitatea prin care noi să continuăm o creștere și să nu stagnăm sau să nu ne ducem în jos. Și tocmai schimbarea asta de strategie la nivel de echipă, pe care am avut-o în interior, ne-a ajutat să facem lucrurile mai eficient. A fost tot așa ceva ce am pus în practică, să vedem dacă funcționează, și a funcționat. În egală măsură, ce crezi? Am făcut investiții în perioada de pandemie, am investit într-un material video, am investit în continuare, în promovare media, în online, ca să ne asigure fluxul de lead-uri pe care noi să le convertim ulterior. Am investit într-o platformă de gestionare a comenzilor pe care o folosim și pe care dorim foarte mult să o dezvoltăm în continuare, în așa fel încât aplicația de mail să fie undeva în background, să nu o mai folosim aproape deloc, pentru că vrem să centralizăm acolo accesul clienților în portalul respectiv pentru a încărca documente, pentru a urmări comenzile și așa mai departe, dar și relația cu traducătorii să plece tot de acolo. Dar ca să ne întoarcem, nu mai avem foarte multe minute și trebuie să îmi zici, mai sunt vreo 3-4 minute și trebuie să îmi spui cam cum vezi tu că se poate dezvolta o afacere de traducere. Noi dorim să consolidăm portofoliul de clienți și să-l creștem în continuare prin crearea de recurență a clientului. Ce înseamnă asta? Sigur, serviciul ăsta este un serviciu bazat pe nevoie, nu e un serviciu neapărat recurent, ci apare atunci când apare nevoia în compania cu care lucrăm. Apare nevoia și atunci când clientul vrea să contacteze o companie de traducere, ne interesează să ne aibă pe noi în gând, să aibă cu noi o colaborare și să vadă avantajele acelei colaborări, în așa fel încât să revină în mod recurent. Și asta ne dorim foarte tare, toți clienții noi pe care îi avem să devină recurenți în timp, în așa fel încât să avem un portofoliu de lungă durată. Unde vezi compania WeTranslate peste 5 ani? Peste 5 ani... Știu că este ciudat, mai toată lumea mă întreabă de ce mă întrebi peste 5 ani când eu habar n-am cum o să fie peste un an, că mai ales în situația asta ciudată în care nu mai poți să mai faci previziuni, dar aș vrea să știu cam unde ai vedea afacerea. Eu vreau ca în 5 ani, adică eu și colegii mei vrem ca în 5 ani să ne menținem în top 5 companii de traducere în România, pentru că raportându-ne la cifrele de anul trecut, ne poziționăm în top 10 și vorbim de undeva la 2000 de companii de traducere în România, sigur, cu capital românesc. Vrem să ne consolidăm poziția și vrem să fim un brand de referință în domeniu. Vrem să fim alegerea preferată a clientului. Păi ce să zic, Mădălina, vă urez succes. Mulțumim. Mă bucur foarte tare că ți-ai făcut timp să vii astăzi la mine și iată să prezinți pe repede înainte cum o pasiune a fost transformată în afaceri. Dacă acum ar trebui să alegi 3 lucruri important de știut
când ești încă student și vrei să faci afaceri, care ar fi? În primul rând, fiecare să-și urmeze motivația. Să-și pună o întrebare foarte simplă. Ce vreau să fac? Și când află lucrul ăsta, să se întrebe de ce vreau să fac asta. Pentru că noi așa ne-am analizat. De ce facem ceea ce facem? Și odată ce ne-am găsit răspunsul la întrebarea respectivă, am evoluat într-un mod foarte, foarte frumos. Pentru că am dat la o parte alte motivații, cum ar fi financiare, cum e pentru orice nou antreprenor, și am văzut motivația și am văzut că restul sunt doar rezultate. Mă bucur. Curaj, da? Urmează-ți pasiunea, caută-ți puțin obiectivele și atunci lucrurile stau bine. Îți mulțumesc foarte mult, succes! Nu vă chem peste 5 ani, vă chem peste un an sau doi să vedem cum mai stau lucrurile. Mulțumesc! Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezența în această seară la emisiune. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la Business Woman, când o să întâlniți femei din România, femei de afaceri, care schimbă România în bine. Vă mulțumesc! La revedere! Thank you.